Pe data de 1 septembrie, turiștii și salvamarii aflați pe plaja stațiunii din Eforie Sud au găsit un delfin eșuat în apele de mică adâncime. Oamenii au cerut ajutorul specialiștilor, însă până la venirea acestora au încercat din proprie inițiativă să întoarcă delfinul în larg, dar acesta a revenit la mal de fiecare dată. Este greșită această manevră, spun specialiștii de la Mare Nostrum, întrucât un delfin suferind alege întotdeauna să se îndrepte către țărm, urmându-și instinctul primar de conservare a speciei. Delfinul comun, în mod particular, nu vine unde sunt oameni la mal sub nicio formă decât dacă este bonlav. În consecință, nu trebuie să facem din prima eforturi de a-l îndepărta, pentru că el, mamifer fiind, are nevoie să respire și este un comportament ancestral al cetaceelor de a eșua pe uscat, acolo unde pot să respire fără efort. Dacă întâlnim un delfin la mal, nu trebuie să ne repezim să-l împingem spre larg, mai ales cu metode barbare, tras de funii, de coadă și așa mai departe, pentru că acesta se neacă. În consecință, ajuns la mal, trebuie lăsat acolo și chemați specialiștii, care să-l examineze și ei decid dacă acel delfin poate sau nu să fie dus înapoi în larg. A explicat Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Reamintim că delfinul la care se face referire a murit în drum spre delfinariu, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, dar și din cauza neștiinței oamenilor care au intervenit fără a avea cunoștințe despre cum anume trebuie procedat în astfel de situații.